în fiecare an, pe 28 aprilie, este celebrată Ziua Internațională a Securității și Sănătății Muncă. Scopul acesteia este prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, precum și eliminarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, prin măsuri menite să evite sau să diminueze acțiunile factorilor de risc asupra organismului uman. Astfel, joi la prânz, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a organizat o manifestare în acest sens cu tema prevenirea bolilor profesionale. Sărbătoarea aceasta, această zi internațională a securității în muncă, are istoricul cam din 1996, când pentru prima oară la sediul Națiunilor Unite, un sindicat, Global Union, a ținut să comemoreze victimele accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Începând de atunci, în fiecare an, 28 aprilie a rămas ca această zi de sărbătoare a Zii Internaționale a Securității Muncă și care marchează, să zicem, prin diverse activități, această activitate. În speță se bazează pe conștientizare, conștientizare care ar trebui să aibă mai multe forme în afara celor de genul acestor întâlniri, conștientizare care trebuie să înceapă prin crearea unei culturi, dacă vreți, naționale, în domeniul prevenirii riscurilor de accidentare. Și această cultură ar trebui să înceapă de la nivelele de bază ale învățământului și ar trebui să continue până la nivelele superioare, astfel încât, da, poftiți, astfel încât pe toate aceste etape și cu celelalte acțiuni de conștientizare, precum și cu relațiile parteneriale dintre lucrători și angajatori, ar trebui să se asigure o conștientizare, să zicem, cât mai corectă asupra riscurilor și pericolelor în activitățile desfășurate și, bineînțeles, un rezultat, activitatea de prevenire conștientă pentru crearea unor locuri sigure și sănătoase. De-a lungul timpului, de când s-a început să se marcheze această sărbătoare, au fost dezbătute diverse probleme ca viața și sănătatea în muncă, drepturi fundamentale ale omului, riscuri noi și emergente în materie de securitate sănătate în muncă, sistemul de gestionare a securității în muncă, un instrument de îmbunătățire continuă, locurile de muncă ecologice, promovarea sănătății și securității într-o economie ecologică, promovarea securității sănătății în economia verde. Astăzi, cu ocazia marcării acestui eveniment, tema simpozionului nostru este prevenirea bolilor profesionale. O temă generoasă, de altfel, care, să zicem, cu multă perioadă în urmă, avea, să zicem, destul de multă activitate în județul Brăila atunci când industria mergea și când locurile de muncă erau, să zicem, pline de riscuri în privința bolilor profesionale. Munca în condiții de securitate și sănătate reprezintă un factor primordial al Organizației Mondiale a Muncii. Munca în condiții de securitate și sănătate este esențială pentru realizarea obiectivelor strategice pentru o muncă decentă. Organizația Mondială a Muncii a transmis un material către Inspecția Muncii și Inspecția Muncii l-a tradus pentru noi. O prezentare în 4 capitole destul de frumoase. Vorbim despre epidemii ascunse. E mai o imagine de ansamblu, vedeți cum tratează Organizația Internațională a Muncii, bolile profesionale, evaluarea nevoii de baze de date mai bune, etape pentru prevenirea bolilor profesionale și recomandări ale Organizației Internaționale a Muncii privind prevenirea bolilor profesionale. Dacă ne uităm acum pe o mică introducere și o să vedem într-un grafic care este impactul deceselor cauzate de diferite tipuri de boli profesionale legate de condiții de muncă, ne uităm la acest cerc roșu față de cercul albastru, care reprezintă decese urmare a accidentelor de muncă. Dacă la nivel internațional sunt 2.341.000 de decese profesionale, observăm că doar 321.000 de decese sunt urmare a accidentelor de muncă, restul de 2.020.000 sunt urmare a bolilor profesionale legate de condițiile de muncă.
Conform estimărilor făcute de Organizația Internațională a Muncii, din cele 2.340.000 de decese profesionale înregistrate în fiecare an în lume, numai 320.000 sunt cauzate de accidentele de muncă, restul de 2.020.000 fiind cauzate de diferite tipuri de boli profesionale legate de condițiile de muncă. Ocazia Zilei Securității și Sănătății în Muncă. Întrucât tema acestei zile este prevenirea bolilor profesionale, am considerat că este oportun să prezint o situație statistică a evoluției bolilor profesionale în județul Brăila în ultimii 5 ani. Astfel, în anul 2008 au fost identificate, declarate un număr de 9 cazuri, dintre care 8 bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 39 și 75 de ani. După cum vedeți, patologia a fost o patologie bogată. A predominat patologia respiratorie cu bronhopneumopatia cronică obstructivă, astm bronșic profesional, fibroza pulmonară, pneumoconioze, dar am întâlnit și hipoacuzie de percepție bilaterală profesională și surditate bilaterală profesională. Numărul de cazuri declarate, credeți că au fost mai puține decât afecțiunile declarate. Aceasta datorită faptului că fiecare bolnav se prezintă cu o patologie asociată. Ramurile de unde au provenit aceștia sunt din agricultură, industria lemnului, metalurgică, construcții de metale grele, în primul rând. În anul 2009 s-a evidențiat o scădere a numărului cazurilor de boli profesionale. Doar 3 au fost înregistrate, 2 femei și un bărbat, cu vârste cuprinse între 38 și 60 de ani. De această dată, ca patologie, am întâlnit o hepatită toxică prin expunere la solvenți organici și o dermatită atopică, celelalte 2 fiind în urma supra-solicitării sistemului osteomusculo-articular. Aceștia au provenit din industria celulozei și hârtiei în primul rând, dar apare la un moment dat și din industria construcției de automobile, deoarece în momentul declarării bolii profesionale se ține cont și de locurile de muncă anterioare locului unde s-a declarat. În anul 2010 au fost declarate 4 cazuri, toate 4 femei, cu vârste cuprinse între 49 și 53 de ani. Din nou am întâlnit patologie respiratorie, un astm bronșic profesional, și o rinită alergică, afecțiuni datorate supra-solicitării sistemului musculo-articular, o silicoză de această dată și un sindrom Raynaud prin expunere profesională la vibrații. Aceste persoane provin din industria ușoară textilă și din industria construcțiilor de mașini grele de la Promex. În 2011 nu s-a raportat niciun caz, iar în 2012 am întâlnit o singură femeie în vârstă de 46 de ani, fibroză pulmonară. Aceasta a lucrat la șantierul naval Brăila prin expunere la gaze de sudor. Inițial a lucrat ca electrician, ulterior ca sudor. Prevenirea necorespunzătoare a bolilor profesionale are efecte negative semnificative nu numai asupra lucrătorilor afectați și a familiilor acestora, dar și asupra societății în ansamblul ei, și asta din cauza costurilor enorme pe care acestea le generează, în special în ceea ce privește scăderea productivității muncii și împovărarea sistemelor de asigurări sociale. Este o legislație conexă securității și sănătății muncă care se bazează pe o prevedere a unei directive europene și practic completează toată legislația de securitate și sănătate în muncă. Toate bune și frumoase până e vorba de bani. Pentru că toate elementele care concură la producerea unui accident sau la cazul unei boli profesionale se rezumă la cel care plătește. Scopul acestei legislații este să scutească de plată atât asiguratul cât și angajatorul. Din această cauză a fost înființat acest sistem care este paralel, dacă vreți, cu sistemul asigurărilor de sănătate. Mai mult de atât, legislația pe care o avem pe tablă specifică foarte clar completarea legii sănătății în muncă, prin care din sistemul de asigurări de sănătate sunt excluse tocmai cazurile datorate accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Practic este singura modalitate
prin care se acordă prestațiile medicale prevăzute de lege. Asiguratorul la nivel central este Casa Națională de Pensii Publice, pentru că până la urmă această asigurare este o asigurare obligatorie patronată de către stat și face parte din categoria asigurărilor sociale. La nivel teritorial, aceste atribuții sunt îndeplinite de casele teritoriale de pensii. Riscurile asigurate sunt numai riscurile datorate accidentelor de muncă și bolilor profesionale după confirmarea acestora. Așa cum bine cunoașteți cei care vă ocupați întreg de această activitate, există prevedere și în legea 319 privind comunicarea către asigurator după confirmarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară, deces și invaliditate, precum și a bolilor profesionale. Prestațiile cunoscute multora dintre dumneavoastră, pentru că sistemul se ocupă de asigurat din momentul când este transferat cu salvarea la unitatea de primire urgențe, îi se plătesc cheltuielile de spitalizare, incapacitatea temporară de muncă pe toată perioada. În cazul decesului, familia beneficiază și o despăgubire de deces, toate acestea pe baza documentelor justificative de care vorbeam puțin mai devreme. Rambursări de cheltuieli, inclusiv de încontarea unor cheltuieli în cazul în care, de exemplu, s-a produs decesul pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și cunoașteți faptul că o repatriere a unei persoane decedate costă peste 10.000 de euro. Ori, în aceste situații, cheltuielile respective se suportă din acest fond. Asiguratorul are obligativitatea de a achita contravaloarea serviciilor medicale până se realizează restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficiențelor de sănătate și punctul 2, până se realizează prevenirea diminuării ori a pierderii capacității de muncă. În vederea diminuării acestui fenomen, acțiunile de prevenire sunt mult mai eficiente și mai puțin costisitoare decât tratarea bolilor profesionale și sau reabilitarea lucrătorilor care au fost afectați de asemenea boli. Primarul Aurel Simionescu a declarat joi că PSD Brăila o susține în continuare pe Mihaela Marcu în funcția de prefect și asta în ciuda tuturor discuțiilor legate de demersurile făcute de Gheorghe Obreja, fostul lider al conservatorilor brăileni și actual funcționar public, polițist local într-o localitate din Brașov, care își dorește această funcție. Din punctul nostru de vedere, deci nu din al meu, ci din al nostru, doamna Marcu va rămâne prefect. Da, sigur, am subliniat că e un punct de vedere. E o dorință sau? E un punct de vedere. Păi deocamdată este o certitudine. Doamna Marcu este prefectul județului Brăila. Și șeful liberalilor brăileni a dat de înțeles că este de partea prefectului și asta după ce a precizat că Brăila are un prefect extrem de priceput în acest moment. În ceea ce mă privește, nici n-am dat și nici n-am să dau o recomandare în sensul ăsta. Am spus-o data trecută, o repet și acum. La fel de clar ca și atunci, nu cred că am lăsat loc de echivoc, Brăila are un prefect și un prefect care se pricepe și care până acum s-a achitat, cred eu, bine, de sarcini. Dincolo de asta, ce discuții, ce calcule politice, eu știu, de altă natură, își face PC-ul, își fac ceilalți. Vă spun sincer că la Brăila, la momentul numirii prefectului, la momentul numirii prefectului, adică acum un an aproape, aceasta a fost discuție între PSD și PC. Și atunci, ca și atunci și acum, nu e un subiect care să mă preocupă. Mă preocupă numai că riscăm totuși să pierdem un prefect bun. Există un mic risc. Există, întotdeauna există un mic risc. Dar atât. Surprinzător sau nu, șeful PDL Brăila, Alexandru Nazare, îi solicită premierului Victor Ponta să nu accepte numirea lui Gheorghe Obreja în poziția de prefect al județului Brăila, susținând că o astfel de numire ar gira un troc politic prin care reprezentantul guvernului în județ ar deveni o persoană care nu îndeplinește condițiile necesare și se folosește de tertipuri pentru a mima legalitatea. We'll be right back.
în fiecare an, în preajma sărbătorilor pascale, Crucea Roșie, filiala Brăila, vine în sprijinul nevoiașilor din municipiu și județ cu câteva produse. Astfel, câteva zeci de familii din municipiu au primit vineri dimineață la sediul instituției brăilene pachete cu produse alimentare de bază care, cu siguranță, le vor însenina sărbătorile. Și în acest an, filiala de Crucea Roșie Brăila s-a gândit la cei mai nefericiți decât noi, acordându-le pentru sărbătorile pascale alimentele de bază, ulei, zahăr, orez, făină, ouă și cozonac. De la an la an, acestei categorii îi se adaugă mult mai multe persoane. Noi trebuie să facem față și facem față tot mai greu, pentru că, după cum știți, fondurile noastre sunt limitate. Am alergat în acest an la sponsori, am găsit patru sponsori pentru care mulțumim foarte mult. Au înțeles mesajul nostru de a ajuta pe cei necăjiți și am avut posibilitatea să cumpărăm aceste produse de care am amintit mai înainte. Am ajutat 75 de familii. Principalul nostru scop a fost ca să limităm venitul care îl are fiecare familie și am hotărât împreună cu comitetul filialei ca acest venit să fie de 350 de lei pe familie. Consider că nu ar Crucea Roșie poate face față sărăciei care se accentuează din ce în ce populație, dar noi ne-am străduit ca măcar aceste familii, 75 la număr, cât am spus, să se bucure pentru sărbătorile pascale și să aibă un plus de meniu pe masa din ziua respectivă. Totodată, în județ, Crucea Roșie, filiala Brăila va distribui zilele acestea unui număr de 60 de familii produse de curățenie și de igienă personală. Festivalul Florilor de Primăvară are loc în grădina publică până duminică 28 aprilie. Evenimentul cuprinde, ca de fiecare dată, expoziție florală cu vânzare, expoziție culinară cu vânzare, expoziție de fotografie și pictură realizată de artiști profesioniști și amatori, Palatul Copiilor și Liceul de Artă Hariclea Darcle, concerte de promenadă susținute de muzica militară a garnizoanei Brăila, muzică populară cu taraful Brăilei, spectacole de dans, muzică populară și muzică ușoară susținute de soliștii Casei de Cultură a municipiului, Liceul de Artă și Palatul Copiilor. Cred că va fi mai bine de data asta, pentru că pică undeva mai târziu, să spunem, mai aproape de 1 mai. Florile sunt mai înflorite, este mai cald și atunci și cei care doresc să comercializeze și cei care doresc să cumpere vor fi mai mulți, zicem noi, decât în anii trecuți. Sâmbătă, începând cu ora 10, aici puteți asista la un program artistic susținut de formațiile de dans ale Liceului de Artă și Muzică Populară, solistă Cătălina Dragomir de la Liceul de Artă Hariclea Darcle. În intervalul orar 12-14 va fi un program artistic susținut de soliștii Casei de Cultură a municipiului Brăila, iar de la ora 16 la 18 va fi un program artistic susținut de Palatul Copiilor, formațiile Dance Star, Star Kids, Steluțele, Dynamic, Mickey Mouse, Egreta, The Brams și Ștrumfi. Duminică, în intervalul 12-13-30, aici puteți asista la un concert de promenadă susținut de muzica militară a garnizoanei Brăila. De la ora 15 la 16 va fi un spectacol de muzică populară și muzică ușoară realizat de elevii Liceului de Artă Hariclea Darcle. Iar de la ora 17 la 18-30 puteți asista la un spectacol de muzică populară cu taraful Brăilei. Într-un spațiu mult mai larg și mai luminos vă așteaptă la mediatecă mii de DVD-uri cu filme, documentare artistice și de desene animate, muzică clasică și modernă, inclusiv înregistrări din concerte, precum și CD-uri. Pentru melomanii nostalgici, Biblioteca Județeană Panaiti Strati a păstrat discuri de vinil și partituri de calitate. Biblioteca Județeană Panaiti Strati Brăila anunță redeschiderea în această săptămână a mediatecii după transferarea întregului fond al secției în noul sediu din piața Poligon numărul 4. Cu
această ocazie anunțăm că prima etapă, cea a mutării mileticii, fiind terminată, continuăm cu mutarea ludotecii, astfel încât aceasta este închisă până data de 24 mai. Apoi vom redeschide ludoteca și vom închide pe rând celelalte secții, fără a priva totuși publicul brăilean de accesul la informații și la un mod plăcut de a petrece timpul liber, pentru că întotdeauna va fi cel puțin o secție deschisă. Să nu uităm și de filiale bibliotecii din cartierele Brăilița, Chercea și Radu Negru, care vor rămâne permanent deschise, programul lor nefiind afectat. Revenind la noua secție destinată melomanilor și celor care îndrăgesc arta cinematografică, aceasta își păstrează programul avut anterior, adică luni între orele 11-19 este deschis, apoi de marți până vineri de la ora 9 la ora 17. Urmând ca, după transferul întregului fond de carte din Calea Călărașilor la noul sediu din Piața Poligon, numărul 4, să prelungim programul pentru public de la ora 9 la ora 19 zilnic. Această schimbare va fi anunțată la timp. Vă reamintim că Biblioteca Județeană Panaiti Strati se află într-un amplu proces de mutare a tuturor activităților către cel mai nou sediu de bibliotecă din țară. În acest sens vor fi închise pe rând secțiile de relații cu publicul. Secția de copii este închisă începând cu 22 aprilie și urmează sala de lectură și secția de împrumut pentru adulți. Conducerea Bibliotecii Județene Panaiti Strati își cere scuze pentru eventualele inconveniente celor afectați, dar dorește să ofere utilizatorilor bibliotecii servicii de maximă calitate, rapide și eficiente. Astăzi la Tulcea a avut loc o nouă rundă de discuții în privința regionalizării și a susținerii proiectelor comune pentru cele trei județe, Brăila, Galați, Tulcea, ce își doresc să se reunească sub titulatura Regiunea Dunărea de Jos. Potrivit primarului, de această dată întâlnirea îi vizează pe reprezentanții administrației locale și pe parlamentarii din cele trei județe. Sperăm să avem un punct de vedere în legătură cu materialul pe care noi l-am dat, după cum știți, săptămâna trecută, la nivelul consilierilor, în sensul realizării acelei asociații de dezvoltare intercomunitară legate de proiectele pe care le avem și, așa cum am explicat atunci, ne trebuie o formă instituționalizată prin care să putem pune proiecte comune. Noi am dat un proiect de statut și de hotărâre de consilii locale cu solicitarea atunci ca să avem vineri un punct de vedere. Proiectul, așa cum am mai zis, este unul general și generos, să spunem, deci care să permită orice tip de activități pe care împreună le vom considera necesare. O să vedem în ce măsură la Tulcea colegii noștri vor avea puncte de vedere, pentru că hotărârea pe care să o adoptăm este una unitară, nu putem să avem hotărâri diferite la Brăila, Galați și Tulcea, de aceea i-am invitat la Brăila cu o parte din consilier ca lumea să știe despre ce este vorba. Vă reamintim că ultima întâlnire în această formulă a avut loc acum o lună la Galați, iar șeful Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, a avut câteva nemulțumiri legate atât de organizare cât și de interesul acordat de către participanți întâlnirii propriu-zise. În primul trimestru au fost cuprinse în măsuri active 5.038 de persoane, iar 1.761 dintre acestea au dobândit statutul de persoană ocupată. Solicitanții de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere și orientare profesională, servicii de mediere a muncii, cursuri de formare profesională, completarea veniturilor salariale ale șomerilor care se încadrează înainte de expirarea șomajului, stimularea mobilității forței de muncă, prime de încadrare pentru încadrarea absolvenților. Dintre persoanele ocupate, 29% erau reprezentate de femei, 71% fiind bărbați, 27,3% proveneau din mediul rural, iar 72,7% din mediul urban. Cele mai multe dintre persoanele ocupate aveau vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani. La sfârșitul lunii martie, oficial erau înregistrați 8.838 de șomeri, cu 1.075 mai mulți decât în aceeași dată a anului anterior, iar structura acestora pe niveluri de pregătire școlară s-a prezentat astfel.
79,6% șomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial și profesional sau școală de arte și meserii, 14,5% cu nivel de pregătire liceal și post-liceal și 5,9% cu nivel de pregătire universitar. Din totalul șomerilor aflați în evidențele agenției, 72,2% erau șomeri neindemnizați. Rata șomajului înregistrată la data de 31 martie 2013 a fost de 6,77%, cu 0,12 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la nivelul regiunii de sud-est și cu 1,19 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la nivel național. După înfrângerea de la Otopeni, antrenorul Alin Pânzaru a recunoscut că nu a fost inspirat în privința schimbărilor făcute. Tehnicianul CF-ului a continuat imediat, spunând că s-a pierdut un meci, nu și promovarea. Am fost mai puțin inspirat și am recunoscut acest lucru imediat după joc. Asta nu scuză însă jocul slab al jucătorilor brăileni. A fost doar un meci pierdut, nu înseamnă că am ieșit din cărți. În privința promovării, a fost prima reacție a lui Alin Pânzaru. Antrenorul brăilean a precizat apoi că jucătorii au trecut peste pasa mai puțin bună de sâmbăta trecută și că toți sunt dornici să se revanșeze în fața propriilor spectatori printr-o victorie cu Delta Tulcea mâine pe Municipal. Avem un grup bun de jucători, sperăm să facem treabă bună și să confirmăm sâmbătă. Sper ca de această dată să fiu inspirat în privința echipei de start și a schimbărilor, pentru că trebuie să învingem Delta Tulcea, altfel pierdem legătura cu primele poziții. Fotbalul este un sport de echipă și de noi toți depinde realizarea obiectivului, a mai spus Pânzaru. Derbiul etapei a 23-a Ligii a 2-a Seria Est între CF Brăila și Delta Tulcea se dispută sâmbătă de la ora 11 pe Municipal.